Bună, mândrelor! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să porniți butonul de notificări pentru a fi la curent cu fiecare clip nou. Astăzi o să vorbim despre produsele consumate din ultima perioadă. S-au strâns foarte, foarte multe și abia aștept să vă spun câte ceva despre fiecare. Încep cu această apă micelară, loțiune micelară de la El Mi Plant, 95% ingrediente de origine naturală. Cred că m-am mai vorbit despre ea într-un clip, dacă mi-aduc bine aminte, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum curăță, are un miros plăcut, fresh, curăță foarte, foarte bine, nu am avut niciun fel de iritație, niciun fel de usturime din partea ei, e tot ce puteți să vă doriți, uite, pentru ten de la normal la gras. Dezvoltat pentru a minimiza riscul apariției reacțiilor alergice, așa că e chiar un produs foarte, foarte bun de la El Mi Plant, pe care vi-l recomand cu drag. Am mai terminat și acest șampon pentru păr cu tendința de îngrășare, Aqualight, Pantene Prove. Pe acesta l-am primit și mi-a plăcut extraordinar de mult. Deci, cred la fel, că v-am mai vorbit despre el, dar mi-a plăcut super, super mult cum descurcă părul, cum îl lasă așa suplu, chiar și înainte de balsam, curăță foarte, foarte bine scalpul și e un produs foarte bun dacă aveți probleme cu rădăcinile grase, cum am eu. Aceste discuri de la Persil au fost, câte au fost, 11, chiar... Nu știu cum să vă spun, dar nu, parcă nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. În sensul că știți că am mai folosit alte discuri din alea normale, nu acestea outdoor. A fost ok, pentru că sunt, cred eu, sunt puțin subiectivă, că îmi place mai mult, v-am spus, persilul lichid și... Și acestea sunt bune, dar parcă nu au avut aceeași... prospețime hainele ca la cele normale și n-am văzut o diferență la chestia asta de neutralizare a mirosului transpirației sau... Da, n-am văzut ceva special, așa că, nu știu, sunt de încercat, dar nu cred că au ceva foarte, foarte special. O să arunc și acest rimel de la Essence pentru că nu mi-a plăcut, s-a și uscat, da. V-am mai vorbit despre el, Lash Princess. Da, a terminat și Adela o pastă de dinți blendament, blendy gel, cu un castor aici foarte simpatic, da. Cred că a fost pasta de dinți super preferată, a adorat-o, efectiv, jumătate a mâncat-o sau mai mult, dar asta e acum, da, foarte, foarte ok. Deci dacă aveți copii, uite, cu vârste cuprinse între... 0 și 6 ani. Mai am aici balsamul 3 Minute Miracle de la Aqualight, Pantene Prove. M-am spus la fel că e un produs extraordinar, m-am înțeles foarte, foarte bine cu el, descurcă instant părul și îl lasă așa suplu, mântăsos. E tot ce poți să-ți dorești de la un balsam. Am mai terminat și 3 șervețele din astea Color Catcher. A fost prima oară când am încercat așa ceva. Și le-am folosit atunci când mi s-a părut mie că au fost hainele de culori așa mai diferite și am zis să nu sară culoarea de la una la alta, dar bine, în general nu se întâmplă acest lucru, foarte rar se întâmplă și chiar nu mai mi-aduc aminte când s-a întâmplat ultima dată să treacă o culoare de la o haină la cealaltă, dar am văzut că exista ceva negreală culoare pe acel șervețel când îl scoteam. Acum nu știu dacă le-a făcut mai bine. Da. Protejează haine de efectul cenușiu. N-am văzut ceva spectaculos. Așa că cred că pot să trăiesc și fără astfel de șervețele. Bun. Pasta de dinți de la Sensodyne Extra Whitening. V-am mai vorbit de ea. Și nu e un produs pe care îl cumpăr foarte, foarte des. Pentru că v-am spus că le schimb. Sensodyne Blend the Med. Aqua Fresh, Colgate, tot. La Calut activ și folosim foarte, foarte multe
mărci, dar e una dintre cele mai bune, aceasta de la Sensodyne. Un produs pentru îngrijirea zonei ochilor, Antipa Finesse Eye Gel, v-am mai povestit despre el. Doamne, de ce e genial, e atât de ușor pentru zona ochilor și se simte așa ca o apă, intră foarte rapid în piele. Îl găsiți la Sole, sole.ro, de la Dr. Conocas și sunt produse aproape naturale și ambalajele sunt cumva prietenoase cu mediul și atunci numai de bine despre produsele lor. Știți că îmi plac foarte, foarte mult. Aș mai am și crema tot așa terminată, aceasta de la, tot de la Dr. Conocas, cu 98,9% ingrediente naturale a fost. Dacă vă interesează un astfel de produs sau orice fel de alt produs de la sole.ro, perioada aceasta sau în orice fel de perioadă, eu am un cod permanent care este SOLE8233 și vă garantează întotdeauna 5% reducere din valoarea comenzii. Orice fel de valoare ați avea, mai mică, mai mare, aveți 5% reducere garantată dacă utilizați codul meu acolo la finalizarea comenzii. Așa că dacă vă doriți astfel de produse aproape naturale și vreți să încercați așa ceva mai calitativ, mai altfel, eu zic că merită să le încercați și sunt foarte, foarte bune. Un produs românesc, crema de mâini de la Blue Lily, tot așa, a fost o descoperire minunată și am trecut-o la favorite, crema de mâini cu ulei de cocos organic, foarte, foarte bună, foarte spornică. Miroase și foarte bine, e făcută și în România, am numai cuvinte de laudă la adresa ei. Mai am un săpun lichid de la Yves Rocher, de fapt a fost un săpun lichid că sunt complet goale, cu vanilie bourbon. Vanilie de bourbon, mă rog. Are un miros senzațional, e prima oară când am folosit un săpun lichid de la Yves Rocher, cred, dar cred că a fost pentru prima oară și sigur nu o să fie și ultima, pentru că sunt geniale, geniale sunt. Se simte calitatea, se simte parfumul, e așa un produs luxuriant, pur și simplu e o adevărată experiență să îți speli mâinile, acest lucru super, super banal, dar le protejează foarte bine, le catifelează și au așa și o textură cremoasă în timpul spălării și atunci îmi plac foarte mult. Am mai terminat și această mini loțiune de corp de la Andalou Naturals cu trandafir. N-a fost ceva wow, mă așteptam să fie ceva mai altceva, mai special, dar nu, e ca o loțiune banală de corp și da, nu știu. Crema pentru mâini hidratantă cu castravete de la Viorica Cosmetics. V-am mai povestit de aceste creme de mâini pe care le găsiți la Lidl la prețuri foarte, foarte bune. Da. Intră foarte repede în piele. E minunată, minunată. Chiar vă recomand și are așa un miros fresh de la castravetele acelea, extractul de castravete. Nu conține parabeni, coloranți. O să mă despart și de acest eyeliner de la Essence. Extra long lasting, s-a uscat, nu l-aș mai recumpăra, cred că v-am mai vorbit despre el, nu cred că merită banii. Am mai avut și acest dezinfectant, gel de mâini biosept cu uleiuri esențiale, care miroase ceva medicament de la Fares. Formulă cu uscare rapidă, într-adevăr, extract de aloe, dar are așa un miros super puternic. Îți desfundă nasul instant și mâinile sunt igienizate. Ce nu-mi place mie e faptul că are acest sistem de dozare și o să pice foarte, foarte mult produs și se irosește, se murdărește și capacul ăsta e așa foarte iurea să-l folosești. Cred că am mai avut acest gel de duș cu lime de la Sien și e un produs fresh, e un produs cu ceva particule de lime sau ceva, da, with oil pearls, ceva, ulei, oricum, e un produs ieftin care din punctul meu de vedere e calitativ și super, super. Am mai terminat și acest șampon Split Ends Miracle de la Gliss, o noutate.
Nu știu dacă a făcut mare, mare diferență, pentru că n-am văzut eu să sigileze sau să facă ceva. Un șampon obișnuit care nu m-a dat pe spate cu nimic. Am mai terminat și acest gel de duș de la Carrefour, Nectar Beauty. Foarte, foarte bun, e așa, tot o aromă din asta foarte, foarte plăcută, cu ulei de argan. E o adevărată experiență să faci duș cu un astfel de produs și chiar vi-l recomand dacă îl găsiți la Carrefour. E până în 10 lei, super, super bun. Crema de noapte de la Alverde din DM, un produs iarăși care m-a fascinat extraordinar de mult pentru că intră super repede în piele, deși e pentru piele uscată, parcă. După 30 de ani, uite, nu mai scrie pe aici în română și cred că am aruncat ambalajul și germană, nu știu. Dar ideea e că e un produs foarte, foarte bun, chiar și pentru tenul mix gras. Poți să folosești cu succes și dimineața ca bază de machiaj și nu ai nicio problemă și chiar simți cum îți rănește pielea. Cred că e excelent pentru perioada asta. Am mai terminat această spumă de curățare de la It's Skin. O găsiți tot la sole. Și a fost atât de spornică, cred că m-a ținut vreo 6 luni, dacă nu mai mult de 6 luni. Dimineața și seara am folosit-o în continuu și mi-a plăcut atât de mult. Foarte, foarte mult. Da. Nu știu, e altceva, se formează așa ca o peliculă care blurează porii, nu știu, mi se pare că e un produs altfel, pur și simplu. Pur și simplu un produs pe care sigur nu-l găsiți atât de des și eu zic că merită încercat. Din nou vă spun codul meu dacă doriți să vă achiziționați sau alte produse de la It's Skin care, apropo, sunt produse coreene super, super bune. Sole 8233 cu 5% reducere. A, și da, că mi-am adus aminte, să vă spun că vineri pe 13 13 noiembrie au foarte multe oferte de Black Friday, așa că stați pe aproape, stați pe lângă site-ul lor să vedeți ce v-au pregătit. Mai am acest gel de duș, mini gel de duș, tot de la Andalou. La fel, n-am văzut așa să mă dea pe spate. Mi se par niște produse banale, pur și simplu. Nu știu, să spuneți voi dacă le-ați folosit și vi s-a părut așa ceva. Poate cele de față să fie ceva. O, n-am avut cantitate suficientă să-mi dau seama. Bine, dacă ar fi să aleg între loțiunea de corp și gelul de duș, cred că gelul de duș mi-a plăcut ceva mai mult. Se aseamănă destul de mult cu acesta de la Sien, care are un preț banal, iar acesta cred că sare de ceva 50 de lei, cred. Nu știu, sper să nu zic prostii, dar oricum cred că e mult mai scump decât cel de la Sien. Și, după cum v-am spus, n-am văzut o diferență așa super notabilă. Am mai terminat acest gel pentru, și cred că am mai terminat mai multe din astea și mai am câteva, parcă, de la Isis Pharma. Mai e un produs ok, are ceva granule, din câte am observat, parcă, în el. Da. Gel exfoliant. Da, mi s-a părut ok. Ok, un gel de duș de curățare, ok. La fel și crema Lift Active Supreme. N-am observat să-mi facă cine știe ce lifting facial din această cantitate. Am avut ocazia să o testez mulțumită celor de la Vichy. Mulțumesc încă o dată pentru că mi-au trimis acest kit de testare. Și intră repede în piele. Asta pot să spun că era pielea așa mult mai netedă, mai luminoasă, dar cam atât am văzut eu. Am terminat și acest săpun lichid de la Lidl, pe care știți că îl cumpărăm destul de des. Și ok, cu glicerină. Da, un produs foarte, foarte ok. Și am mai consumat, am mai încercat această mostră cu cremă antirid restructurant SPF 10.
Da. Am folosit-o o singură dată, ce poți să-ți dai seama dintr-o singură folosire, dar ce m-a frapat pe mine și mi s-a părut așa foarte funny e că spune aici că se folosește dimineața și seara pe față, gât și decolteu și are SPF 10, adică de ce ai folosit-o seara, factor de protecție. Am lăsat la final acest gel de duș cu cafea, gel de duș nectar. Bob de cafea. Deci, nu vă spun, ba vă spun, ca să știți. E așa doar un fel de a spune. E incredibil acest gel de duș. Dacă nu l-ați încercat încă, boabe de cafea, mamă, deci... E o experiență total nouă pentru mine, pentru că n-am întâlnit, cred că în viața mea, un gel de duș care să-mi placă atât de mult. Efectiv, abia așteptam să fac duș, să fac baie. Miroase atât de bine, atât de energizant, ca într-o cafenea din aia foarte luxoasă cu tot soiul de aromă. Eu mai auzisem, era faimos, era pe lista mea și chiar am vrut să... Zic, ia mă, ce avea acest gel de duș? Era și bestseller acolo la ei pe site. Da, și într-adevăr, e minunat. Are așa o aromă, nu știu cum să spun, senzuală. Pur și simplu te transpune în altă lume. Dacă ai așa o zi proastă sau, nu știu, neapărat că ai o zi proastă, dar oricum îți schimbă foarte tare starea și, da. Trebuie neapărat să-l încercați. Neapărat, neapărat. Gel de duș, nectar, bob de cafea. De la Yves Rocher. Mândrelor, cam astea au fost produsele consumate în ultima perioadă. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de like, share, abonare și pornirea butonului de notificări. Eu vă aștept cu drag la următorul clip.